Putin a decis. Unde de șoc de la Moscova? Rusia a anunțat astăzi. Ambasadorul SUA a fost chemat de administrația de la Moscova. Diplomatului american i s-a înmânat o notă de protest față de recentele afirmații ale președintelui SUA, Joseph Biden. Anterior, liderul de la Casa Albă a spus despre Vladimir Putin că este un dictator criminal și a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă acesta este un criminal de război. Ambasadorul SUA a fost informat că legăturile cu Rusia sunt pe punctul de a fi rupte. Informația i-a fost transmisă luni de Ministerul Rus Externe, care l-au convocat pe diplomatul american pentru a-i spune nemulțumirea. Rușii au citat comentariile inacceptabile ale președintelui american Joe Biden despre președintele rus Vladimir Putin. Săptămâna trecută, Biden l-a numit pe omologul său rus, criminal de război. Administrația de la Moscova i-a înmânat ambasadorului John Sullivan o notă de protest față de recentele afirmații ale președintelui Sua. Luni 21 martie, ambasadorul american John Sullivan a fost convocat la Ministerul Rus de Externe și s-a înmânat o notă de protest în legătură cu recentele declarații inacceptabile făcute de liderul de la Casa Albă, Joe Biden, la adresa președintelui Rusiei. Afirmațiile președintelui SUA, nedemne de un demnitar de un asemenea nivel, împin relațiile americano-ruse spre a fi întrerupte, a comunicat Ministerul de Externe de la Moscova. Citat de cotidianul Le Monde. De altfel, David Sanger a realizat un articol pentru The New York Times în care a vorbit despre momentul în care președintele Biden le-a declarat reporterilor că președintele rus, Vladimir Putin, este un criminal de război potrivit autorului, Biden a transformat conflictul într-unul personal, făcând-o într-un fel pe care președinții anteriori l-au evitat în momentele de criză ale Statelor Unite cu principalul lor adversar nuclear de peste 75 de ani iar declarația s-a scos în evidență cât de personală a devenit condamnarea unei anume politici atâta vreme cât Biden și principalii săi consilieri îl cataloguează pe Putin în fața americanilor, a rușilor și a întregii lumii drept un criminal incontestabil care ar trebui să fie judecat la Haga în loc să fie lăsat să conducă o superputere pe ducă, potrivit New York Times.com.